măsura în care putem să răspundem întrebări. Hristos a înviat. Cred într-una sfântă catolică și apostolică biserică a fost cuvântul pe care arhiepiscopul George, atunci doar preot, îl spunea instanțelor de judecată în momentul în care i s-a cerut ultimul cuvânt ca și om liber. A dorit ca, prin acest ultim cuvânt al său, de fapt, să oblige acele instanțe comuniste să scrie un articol din simbolul credinței creștine. De fapt, întreaga sa viață s-a desfășurat sub acest semn al credinței, încă din copilărie a dorit să urmeze calea preoției și împlinindu-și studiile la seminarul din Blaj, a dorit să fie hirotonit în ziua de 8 decembrie, bine știind că biserica deja era trecută în ilegalitate de către regimul comunist de la 1 decembrie prin decretul 358 din anul 1948, de tristă memorie pentru biserica noastră. Sigur, nu este o personalitate cunoscută, nu este o personalitate de răsunet, pentru că majoritatea timpului pastorației și l-a petrecut în clandestinitate, tocmai ascunzându-se de tot ceea ce înseamnă publicitate și, sigur, mai mult de cei care îl urmăreau și îl supravegheau. După timpul de detenție de 14 ani, care cu seninătate l-a oferit lui Hristos ca un timp de apostolat, notez că ar fi fost suficient să semneze o hârtie de renunțare la propriile convingeri religioase și să dobândească libertatea, dar nu a făcut-o. A dorit să bea paharul suferinței până la capăt. După ce a fost eliberat din închisoarea de la Gherla, ultimul loc de detenție, a desfășurat o activitate modestă. O activitate modestă, dar care i-a asigurat traiul și tocmai datorită faptului că era o persoană punctuală și consecventă, treptat a fost avansat, a ajuns să fie chiar și economist în întreprinderea în care lucra. După momentul 89, odată cu decretul de trecere în legalitate a Bisericii Greco-Catolice, își reia activitatea pastorală, de această dată public, alături de mitropolitul Todea, care urma să devină apoi cardinalul Alexandru Todea, al doilea cardinal al Bisericii noastre, după cardinalul Hosu. Este ridicat la demnitatea de arhiereu al Eparhiei de Cluj-Gherla în iunie 1990, din lipsa unui locaș de cult. Ceremonia a avut loc aici, pe stadionul municipal din orașul Cluj-Napoca, după cum probabil cunoașteți și știți. Putem spune că pentru biserica noastră a fost cel care a reînviat Eparhia de Cluj-Gherla. Sub arhipăstorirea sa au fost hirotoniți primii preoți în cea mai mare catedrală, catedrala de sub cerul liber, în fața statuiei ecvestre a regelui Matei Corvin din piața Libertății încă atunci și apoi a Unirii. El a fost cel care a deschis porțile învățământului superior seminarial, el a deschis și porțile Facultății de Teologie Greco-Catolică și a Liceului Teologic Inocentie Micu Klein. De asemenea, a avut o activitate pastorală cu totul deosebită, nu numai prin hirotonirile preoțești
și prin consacrările și binecuvântările numeroaselor locașuri de cult, prin casele parohiale care au fost construite, prin lupta cu mijloacele rugăciunii și ale cuvântului pentru intrarea în drepturile depline a Bisericii Greco-Catolice, pentru recuperarea bunurilor patrimoniale care erau în posesia statului sau în folosința altor culte. De asemenea, a participat la multe întâlniri organizate aici în țară, dar și la Roma, de către Biserica Catolică. A fost inclus și în cadrul Conferinței Episcopale Române și în cadrul Consiliului Ierarhilor Bisericii Greco-Catolice. Semnificativă este vizita ad limina apostolorum din decembrie 1996, moment de întâlnire personală cu Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, atunci, acum îl numim sigur fericitul Ioan Paul al II-lea, după evenimentele de duminică. Am putea spune multe despre acest om blând, un om dârz, un om răbdător, un om care a acceptat crucea cu multă seminătate. Spunea foarte frumos, timpul pe care l-am petrecut în închisoare a fost un timp binecuvântat. Eram mult mai fericit în acest timp decât acum. Și noi îl întrebam, cum se poate să spuneți așa ceva acum când sunteți arhiereu, sunteți în libertate și ne spuneți că era mai bine în închisoare. Spune, da, pentru că în închisoare nu făceam decât să ascult. Eram total supus, știam că e voința Domnului. Aici însă sunt eu cel care trebuie să poruncesc și asta este mai greu. De asemenea, era un om care avea mult calm și umorism, chiar și în situații dificile. Când ne aflam împreună, știa să trateze problemele cu multă înțelepciune. Sigur, anii de închisoare l-au format într-un asemenea mod încât, practic, era mereu dispus să accepte voința lui Dumnezeu, oricare ar fi fost aceea. Dimineața, sigur, ne deschideam ziua printr-o rugăciune, după care îl întrebam în al preasfințite, ce mai faceți? La care el stătea puțin și răspundea, și bune și rele. A mai fost un semn providențial, să spun așa, pe care l-am reținut și îl spuneam și preoților cu ocazia trecerii ca și arhiepiscop emerit a Înaltăsfinției sale. În anualul pontifical, acea carte care face, de fapt, oferă lista tuturor episcopilor și eparhiilor din lumea întreagă, aparținând Bisericii Catolice, s-a strecurat o providențială eroare în dreptul numelui înalt preasfințitului George Guțiu, și anume scria acolo, este născut în localitatea Viadei. De fapt, era localitatea Vaideiu din județul Mureș. Spun o providențială greșeală pentru că a fost un om care, practic, întreaga lui viață a căutat calea Domnului. A căutat această Viadei și putem spune că a găsit-o. Și nu numai atât, ne-a arătat-o și nouă. Ne-a învățat și pe noi care este drumul pe această cale a Domnului. Cum trebuie să lucrăm în via Domnului pentru a fi pe calea Domnului. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca în aceste zile sufletul său nobil să poată găsi această via Adei, calea Domnului, și să o poată parcurge și să poată ajunge
în locul luminos, în locul cu verdeață, în locul de odihnă rânduit după voința Tatălui, acolo la masa liturgiei cerești, unde cu siguranță este așteptat cu bucurie de către înaintașii mărturisitori și martiri, cardinalul martir Hosu, cardinalul de asemenea mărturisitor Alexandru și toți ceilalți preoți, clerici, persoane consacrate care au cunoscut anii grei ai Bisericii Greco-Catolice. Odihna cea veșnică de ori, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească Lui, să se odihnească în pace, din mila Lui Dumnezeu. Amin. Questions? Dacă aveți întrebări...